Emi, am să spun niște lucruri. În principiu, că Noul Testament este o carte antică, din epoca antică. Mai mult decât atât, Noul Testament este o carte romană, a Imperiului Roman. Iudeea era în Imperiul Roman, Palestina era în Imperiul Roman, Grecia era în Imperiul Roman, totul era în Imperiul Roman. Ce vreau să zic cu asta? Imperiul Roman era ca, cum să zic, ca Imperiul din Star Wars. Nu era în loc așa. Erau cărți, erau teatre, era cultură, erau filozofi, erau de toate. Înțelegi? Deci, înseamnă că există cărți romane dinainte de Noul Testament, asta vreau să zic, și cărți romane, teatură, poi nu știu ce, după Noul Testament, deci înainte de anul 1 și înainte de Isus și după 100. Exemplu a fost Plotin, un ultimul mare filozof antic, neoplatonist, nu? El s-a luptat când biserica avansa și era biserica domnitor. El se chinuia pentru Academia lui Platon și odată cu el au închis Academia. Deci ce vreau să spun cu asta? O să nu uităm de cărțile grecești. Platon, Aristotel, dialogurile. Nu știu dacă ai citit un dialog de la Platon, am citit vreo 5. 3, 4, 5, cam așa. Foarte frumoasă. Și asta încerc să zic. Și atunci nu citim Biblia ca pe un text magic apărut și teleportat, nu? Cum eu când fac un videoclip sau când scriu o carte, mă refer la N alte cărți și lucruri din lume, și face și Noul Testament. Sau la idei comune și care este una din acele idei. Mai întâi, eu nu o să mă apăr. Eu să zic așa, gândește-te și tu, Amy, că acum ne vedem, ne auzim. Mai trebuie să dai cu mâna pe hârtie să scrii, să te chinui o viață, să le bați la mașină, să le pierzi. Nu, te înregistrezi și merge prin satelit. Dacă o să fie oameni pe Jupiter, Saturn, pe acolo, până nu-ți mai trebuie nimic, numai pe satelit, intri și transmiți direct. Poți să transmiți poate până pe voia. Și, deci, ce încerc eu să zic? Încerc să zic câte niște lucruri. Scrie Noul Testament și să vedem dacă găsim similitudini și să nu uităm că oamenii în antichitate erau niște oameni evoluați. Adică, Iisus Hristos s-a supus judecăților, preoților evrei, a judecătorilor romani, s-au supus gramaticii grecești. Iisus Hristos era un fan grec, dar nu știa grecește. Dar el era un fan al culturii grecești, Iisus Hristos. Și să știi că mai mare distanța temporală între noi și Alexandru cel Mare decât între noi și Iisus Hristos. Alexandru cel Mare a trăit pe la 300, cam așa, 300-200. Dar și știu, dar Iisus Hristos mai încoace cu 300 de ani. Și atunci ce zice în Biblie? Și ar trebui să o luăm la puricat. Păi zice așa că bine, mai mult nu știu. Eu mă călăuzesc după date fixe. Nu am timp de impresiile mele sau ale nimănui. Și ce vreau să spun? Zice, fiilor, zice Pavel, dați ascultare în toate părinților voștri, pentru că, nu știu cum zice, că asta este bun, faceți ce este bun. Zice părinților. Și în două lucruri, fiilor, părinților, nu purtați necaz împotriva copiilor voștri.
Nu știu de ce zice, dar zice să nu facă chestia asta. Mai zice într-un alt loc. Părinților, taților, nu vă mâniați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Deci aici tu ce ai înțeles? Eu n-am înțeles nimic. Poate că înseamnă să nu bajocorești, nu? Dar poți să iubești? Care este diferența între bajocoră și iubire? Asta numai un copil le-am putea răspunde, tu ce zici? Bun. Naldoc zice de epistola către Filimon, tot Pavel. Vorbește cu un tip Filimon despre un copil Onisim care a fugit de acasă și era orfan și a fugit și de la Filimon că i-a fost frică că va fi mustrat, nu știu pentru ce. Și Pavel însuși intervine pentru acest prunc. Deci ia pe Onisim înapoi că e băiat bun și se pocăiește. Bun. Mai departe. Mai zice și alte lucruri. Și atunci ajungem la niște texte contemporane sau dinainte. Și în primul rând, a fost un roman, ți-am zis, grecesc, sau două, a fost Apuleius, cred că era tot roman, e Apuleius, nu? Apuleius a scris Măgarul de Aur. Și mai a fost un tip, Longin, sau nu știu cum, care a scris și eu nu știu ce. Dar Petronius. Eu asta încerc să zic ție. Petronius ce-a scris? A scris Satiricon, un roman. Romanul Satiricon se povestește despre el că era de 12 ori mai mare decât e fragmentul păstrat. Și fragmentul păstrat, un singur capitol, prânzul lui Trimarchio, masa lui Trimarchio, e cât un roman. Deci era cât 12 volume de roman. Ca Old Shulham. Dar și ce vreau să spun? Acest roman, despre acest roman spune Petronius. Ce zice? Păi, subiectul, să vedem dacă găsim. O să caut în engleză că orice mai complet, nu? Păi, sau să ne uităm mai întâi în română. Deci eu spun, Biblia, de către oameni ca tine sau ca mine, trebuie studiată. Deci Biblia este, cum să zic, Biblia este cartea, dar sunt și alte cărți în acea vreme și care pot să facă referiri și pună lumina asupra. Multor lucruri, că până nu interesează numai să știm Biblia asta, ci ceea ce vrea să ne spună Dumnezeu, ceea ce înțelegem. Ce înțelegeau oamenii cărora li s-a adresat. Gândește-te, acelui viac s-a adresat Dumnezeu. Bun. Așa. Gaius Petronius. Se dă mai departe. Este ușor, știi, să acuzi, dar este mai greu să iubești. Și atunci, noi ce suntem chemați să facem? Nu ca preoți evrei sau leviți, ci ca și creștini. Deci te zice aici, Satiricon este satiră scrisă în limba latină și atribuită lui Titus Petronius Niger, consilier al împăratului Nero pe probleme de lux și extravaganță, petreceri și distracții. Opera scriitorului este redusă, fiind apreciat și cunoscut în epocă prin acest roman, Petronius având meritul de a fi introdus la Roma, de parcă n-ar fi destul acest roman. Ce vrei să scrie? Analele? Având meritul de a fi introdus la Roma, specia romanului, urmat de Apuleius, autorul romanului Măgarul de Aur. Deci, tu să nu crezi că
pe un om ca pe tronul sau așa, ori scris și după aia asta, ori murit. Deci, este foarte interesant și un lucru care vreau să ți-l spun. Evul Mediu a fost o perioadă ignorantă, evlavioasă, dar ignorantă. Le era frică de orice și atunci nu mai făcea nimic. Se zăvora un chiș undeva cu, nu știu cât, 12 kg de fier pe ei, să-i ține la greutate, la loc. Se făceau lepră sau mai știu ce. Iar și regi. În timp ce anticii, și interesant, știi, anticii aveau termen, aveau, făceau baie și nu mai făceau lepră. Iar, nu, în fine. Dar vreau să spun că romanii totul trebuia să fie logic, totul trebuia să fie normal. Înțelegi? Ideea îi, și asta știu pedologii, trebuie să, cum ne-au educat pe noi generațiile anterioare, trebuie și noi să educăm generațiile de după și tot ce mai departe. Dar ideea e că asta este o sarcină care se poartă din generație în generație. Și ce mai vreau să spun? Ideea e, cum să zic, care ar fi ideea? Nu știu atâta. Deci, uite, urmată de Apuleius, autorul romanului Măgarul de Aur. Romanul Satiricon este prima operă de ficțiune autentică, fiind apărut în perioada caracterizată printr-o profundă criză a valorilor morale, sociale și religioase. Lucrarea a fost scrisă probabil în jurul anului 61 după Hristos. Petronius satirizează totul, folosindu-se doar de gustul său propriu. Satiricon, nefiind însă o poveste moralizatoare, așa cum s-ar putea crede. Acțiunea atinge totul, mai ales viața din mici orașe și oameni obișnuiți. Personajele greci, în cea mai mare parte, se bazează pe persoane reale din câte se pare. Satiricon este neconvențională și unică în literatură, abordând o varietate de stiluri. Cuprinde discuții comice, filozofice în proză, alternând cu versuri, proverbe și povestioare într-un limbaj variat de la vulgar la elegant. Cel mai valoros capitol, ăsta pe care s-a păstrat, Cena Trimarchionis, prezintă în mod umoristic modul vulgar de a se prezenta în public un om recent îmbogățit, adică Trimarchio. La baza romanului stă, deci ideea, asta încerc eu să, poate vreau să zic, trebuie să nu-ți bagi joc de oameni, trebuie să-i ajuți. Și asta este starea normală, știi? Oamenii au un fel de, să spun ceva, când eram la biserică și era numai lumea, știi cum e, cine se căsătorea, zici că primea o viză în state sau în Emirate, bă, deci gata, de cealaltă dimensiune a existenței. Dar nu era chiar așa. Deci, știi cum e, cum ziceam eu, în a doua povestire din cartea a doua, ziceam acolo, domnule, dacă nu iubești persoane, persoana lasă-o în pace, ce cu ea? Cu durerea, că unii că se facă mâncare, alții că nu știu ce. Iar alt lucru, ce mai vreau să zic, da, iar acum știi cum e, lumea zice, a, că noi suntem mari și ăștia sunt mici sau bătrâni. Și, nu, să tot fac niște, și după aia noi murim și sau pare niște tineri care, după educația care le-am dat-o noi, ar ajunge și în board, pe Enterprise, știi? Bun, deci ce avem aici? Așa, originele romanului. La baza romanului este o sinteză de elemente ce aparțin literaturii populare, comediei latine și grecești, romanului grec și satire. Romanului Petronius se regăsește atât influența romanului grec, relevată prin prezența elementelor erotice și aventuroase, influența satirei Menipe, un amestec de poză și versuri, amalgam de stiluri, cât și influența povestirilor milesiene, care prin scurte relatări, au avut dimensiuni nuvele, aduse de ofițeri romani din Orientul Elenistic și care au suprins aventurile matoanei din Efes. Astfel, prin îmbinarea acestor resurse, Petronius realizează o operă
în care scopul este de a surprinde tiparul antiretoric și antimoralizator a epocii neroniene. Bun. Dar să mai spun ceva. Vezi, aventurile matronei din Efes. Și ce zice în Apocalipsa? Știi unde locuiești. Nu știu ce. Că stai în scaunul de domnie al satanei, la Efes. Altceva ce o să zic? Pavel mustră păcatele oamenilor. Da. Asta este o idee de bază. Pentru că noi nu vorbim de la Duhul Sfânt ca Pavel. Este o diferență aici. Și Pavel avea, uite, Pavel a fost prieten cu Timotei, dacă citești acolo, să te văd, să mă îndulcesc, nu știu ce. Noi nu ne îndulcim, dar asta zice el acolo, să mă bucur, numai că zice să nu fac duș în bucurie. După aia, zice, două cărți, nu zic, scrie la unul Titus, ți-am zis, scrie despre Filimon, iar înapoi pe Onisim, scrie lui Filimon. Deci, ideea e că nimeni nu atinge acel stadiu. Și apoi oamenii ei zic și ei că altceva ce să facă. Zic și ei ca Dumnezeu, știi? Bă, unul e hoț. Altul e fur. Altul nu știu ce, fiecare e câte ceva. Și atunci ajunge omul de stă singur la televizor până la 80 de ani și moare. Și îngroapă un televizor mic. Deci înțelegi ceva aiurea de tot. Deci nu există o diferență între păcate. Dacă faci un păcat, le-ai călcat pe toate. Și atunci nu îmi spune tu mie că faci numai un păcat și nu faci altul. Și deci mult mai logic ar fi, pentru că noi aici nu vorbim cu dogme. Deci, domne, dacă știi că ești păcătos, primul și în primul rând recunoaște. Că teatru, tocmai că teatru nu e o minciună. Teatru e ceva, e o expresie, o sinteză. Domnule, sunt așa și nu mai zic că cu tare e așa, că cu tare. Și că tu ești și tu nu știu cum. Vezi de păcatele tale, încearcă să te gândești. E bine ce fac. Știi cum zic oamenii, dacă... Pentru că și Iisus Hristos, El a făcut chestia asta. Întreba pe Doamne, bine ce fac? Și a zis nu. Au zis ăia alți oameni. L-au omorât. Chiar și eu m-am gândit că pentru ideile mele se merită. Dacă era până acum aproape m-au omorât, poate acum și mai. Dar să știi că eu voi merge în cer, nu alții care îl bat joc, știi? Nu știu dacă au avut ei de atâta până acum să-și bată jos de bine, nu știu dacă au avut după, dar știi cum e bine, e frumos să ai ceva să spui. Asta fac și eu, nu? Deci eu asta vreau să spun, dragă Emi, că ce să zic, sunt multe niveluri, dar asta este chestia și, cum să zic, ca și cum noi am fi toți semințe de grâu, de fără soare, ce om fi? Mai degrabă de grâu. Diferite generații și ne învățăm unii pe alții în colțirea. Înțelegi? Deci asta e tot. Pe mine mă interesează asta din punct de vedere pedologic, pentru că eu sunt pedologic. Și de asta m-au acuzat pe mine, pentru că eu... Deci înțelegi ce zic? Emi. Eu am scris povești pentru copii, am scris adolescenți. Dar știi, n-am putut să scriu tolari, asta n-am putut să scriu. Nu, sper că m-ai înțeles. Hai să vedem mai departe ce zice de Satiricon. Petronius se realizează astfel prin binarea acestor resurse, ce am zis mai înainte. Petronius se realizează o operă în care scopul de a surprinde tiparul antiretoric și antimoralizator a epocii neroniene. Deci, comedia latină și grecești, romanul grec și satire, influența satirei menipe, proză și versuri, o influența povestilor miresiene cu Efes, maturana din Efes.
Tema reprezintă degradarea societății romane a relațiilor familiale aflate sub influența nefastă a banului. Titlul romanului Petronius este o formă de genitiv grecesc ce înseamnă cărți de amestecuri sau cărți de satire, fiind sugestiv atât pentru structura romanului, cât și pentru valorificarea surselor de inspirație. Să-ți mai spun ceva. Noi toți ne sucotim care suntem la credință, grozav, dar ce scrie în Biblie? Iubește-ți aproapele. Da, asta în adevăr cam dur de spus, nu? Sau de urmat. Bun. Structura. Compozițional, romanul are trei părți, fiecare fiind centrată pe un personaj, deși acestea se regăsesc în toate trei părțile. Cele 141 capitole au fost păstrate fragmentar, autorul surprinzând în mod gradual evoluția, peripețiile și strategiile de supraviețuire a unor tineri parveniți exponenți unor societăți surprinse în degradare. Fiecare parte are un titlu sugestiv. Prima parte este intitulată Aventurile lui Incolpius, a doua parte intitulată Banchetul lui Timarchus, a treia parte are ca titlu Aventurile lui Eumofus. Bun, ce cred eu că e cu satiriconul ăsta? Pentru că satiriconul, o zis, e un roman, e un text de artă, estetic. Ce cu romanul ăsta? Deci, eu cred că Petronius s-a confruntat cu Evanghelia, nu numai cu Evanghelia, dar cu miturile orientale, Mitra, Moise, Trebuinus, Iisus. Și că nu, că atunci era mare scandal. Bine. Și el, cartea lui, eu am citit cartea lui, asta spune, am citit-o în liceu, era pe clasa 12. Sau a 11, a 12, cum să fine, a 12. Zice acolo, bosule, zice Petronius. Petronius nu zice poate nimic de Biblie, nu știu. Dar zice, el vede concluzia lui. Care concluzie care e? Că Timarchus poate fi mulți, poate fi și un nou creștin care adună niște negri, negri, niște sclavi, cum erau pe atunci creștini, se îmbolnăvește, se îmbogățește și ce face? E boss. Atunci el zice că cel devine ca un fel de Dumnezeu, știi? Nu mai e pământ. El nu mai e om. Știi ce înseamnă să fii om? Că el știe tot. El face tot. El dă și, știi? Și îți spun de Timarchus. Și ideea lui Petronius, deci el nu îți bate joc nici de Biblie, nici de păcătoși. El pune un reper, cum ziceam. Deci avem aici Biblia, aici suntem noi. Și deci trebuie să ai o... Asta e o reverență. Mai mult ce să zic. Cam asta este ideea, știi, că nimeni nu îi... apostol, chiar și apostolii n-au fost tăiați, poate, pe degeaba, nu? Apoi, alte lucruri. Ce mai scrie în Biblie? Sunt anumite relații. Se găsesc în biserică anumite relații. Ar trebui să citim, știi? Să vedem. Ce găsim? Pentru că asta e o altă idee care vreau să te spun. Postule. Pavel a scris să vă căsătoriți, să nu știu ce. Dar el venea dintr-o lume stabilă, evrească. Dar lumea aia romană. Taică-s a fost gladiator, a murit în bătălia de la nu știu unde. Altul, i-a murit mama că... a fost să culeagă scoici de la nu știu ce mare, a venit viitura și a prins-o. Altul nu știu ce a făcut.
Și astfel rămâneau oamenii, trebuiau efectiv să fie relația aia, știi? Și asta încerc să spun, am citit câteva zile din Pasternak chiar. Și când stătea Tasso cu fata, numai ei mai rămăseseră în viață, se bucura că parcă și-a amintea de nevastă sau că le chema la fel. La asta moartă. Deci, gândește-te și tu. Uite, de exemplu, lucrul este reflectat și în filmul Estera. Mardoheu se adică o ține pe Estera, pe Hadassa, și prieten cu Ezra, prorocul. Și zice Ezra, băi, frate, dar asta e ficțiune, doar cum reprezintă un lucru. Trebuie să-i găsești un soț, că o crescut, că nu știu. Și el zice numai, domnule, mai are e o fată deosebită, trebuie să găsească unul care să fie vrednic de ea. Și el zice, bosule, nu știu ce, nu știu cum. Deci aici nu are legătură cu... Ideea e că nu e un păcat. Ideea e că e ca și cum dai o directivă, o direcție unui om. Unui om, zic, nu... Și astfel... No, deci în privința asta, asta încep eu să zic, trebuie, idealul meu să mă căsătoresc, dar sunt unii oameni, știi, pot să zic, când am murit, uite, am ajutat 3 oameni. Și atât. Și asta nu o fac dintr-un interes, asta o fac dintr-un interes pedologic, ca și lui, ca... Adică ce am făcut? Hai să mergem mai departe să căutăm aici. Uite ce găsim. Hai să căutăm cuvântul iubire. Uite, s-au găsit 81 de versete în toată Biblia Ortodoxă. Este bibliaortodoxa.ro. Hai să mergem la iubirea din Noul Testament. O luăm de la sfârșit. Uite, în Apocalipsă nu există cuvântul iubire. Nu există în Apocalipsă. Există, în schimb, în Apostolul Iuda. Milă vouă și pace și iubirea să se înmulțească. Ia uite ce zice Iuda. Fratele lui Iacov și Isus, nu? Adică vărul lui Isus și fratele lui Iacov. Apoi a doua epistolă a Sfântului Apostol Ioan. Și aceasta este iubirea ca să umblăm după poruncile lui. Aceasta este porunca, precum ați auzit într-un început, ca să umblați într-o iubire. Nu. No. Ai găsit cuvintele astea în ziarul de azi să le citești? Mai departe. Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versete. Interesant. Nu iubiți lumea nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubește lumea, iubirea Tatălui nu este cu el. Vezi? Ce zice asta? Deci dacă tot iubești pe cineva, să fie creștin. Înțelegi? Iubirea Tatălui. Foarte interesant. Vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl ca să ne numim fii al lui Dumnezeu și suntem. Pentru această lume nu ne cunoaște, fiindcă nu l-a cunoscut nici pe El. În aceasta am cunoscut iubirea, că El și-a pus sufletul Său pentru noi și noi dator suntem să ne punem sufletele pentru frați. Ce zice asta? Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Și ne-am cunoscut și am crezut iubirea pe care Dumnezeu o are pentru, către noi. Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne într El. Pentru aceasta a fost desăvârșită iubirea Lui față de noi, ca să avem îndrăznire ziua judecății, fiindcă precum este același, suntem și noi în lumea aceasta. În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, pe acel ce se teme nu se este desăvârșită în iubire. Iubirea este ceva sufletesc, și înseamnă că, uite, eu te ajut pe tine, tu mă încurajezi pe mine și eu îți spun, uite, vezi, du-te și bea de la izvorul ăla, du-te la izvorul ăla, că dacă te duci în oraș, o să mori în droguri în 2 ani. Stai acasă. Deci tu înțelegi ce zic eu? Este un fel de datorie socială care nu are legătură cu iubirea, cu căsătoria, cu treburile astea. Trebuie să fii căsătorit, să
să iubești, dar în același timp, nu zic că toată lumea, dar sunt anumite persoane care poate, știi? Uite, eu dacă vin la tine și te întreb, mi ce zici de versetul cu tare, treaba cu tare, tu ce, nu stai să vorbești cu mine? Tu zici, bă, bossule, vezi că trebuie să mă sfințesc, du-te și tu acasă și sfințește-te. Și Biblia contrazice chestia asta. Ce... Hai să mergem mai departe. A doua epistolă spornicească a Sfântului Apostol Petru. La Evlavie, iubirea frățească, iar la iubirea frățească, dragoste. Întâia epistolă a Sfântului Apostol Petru, spornicească. Curățiți-vă sufletele prin ascultarea de adevăr, spre nefățarnică iubire de frați, iubiți-vă unul pe altul, cu toată inima, cu toată stăruința. Deci tu vezi ce fac ăștia aici, frate, ca penticostali. Ca să nu uităm că Petru a fost și căsătorit, a avut și soacră. Mai departe, epistola către evrei, a lui Pavel, zic. Feriți-vă de iubirea de argint și îndestulați-vă cu cele ce aveți, că ce însuși Dumnezeu a zis, nu te vor lăsa, nici nu te voi părăsi. Deci iubirea de argint. Vezi care e treaba aici. E o diferență între iubire și iubirea de argint. Deci, ce zice aici? Că ce însuși Dumnezeu a zis, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Foarte interesant. Bun. Iar când bunătatea și iubirea de oameni a Mântuitorul nostru Dumnezeu s-au arătat. Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel. Iar când bunătatea și iubirea de oameni a Mântuitorul nostru Dumnezeu s-au arătat. Epistola a doua către Timotei, Sfântului Apostol Pavel. Ține dreptarul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, cu credința și cu iubirea ce este în Hristos Iisus. Dar ea se va mântui prin naștere de fii, dacă va stărui cu înțelepciune în credință, în iubire și în sfințenie, femeia. Și apoi, că iubirea de argint este rădăcina tuturor relor și cei ce au făcut-o cu înfocare au rătăcit de la credință și s-au stăpâns cu multe dureri. Uite ce vreau să spun. Deci, vezi, îi zice lui Timotei în epistola 2, ține dreptarul cuvântul sănătoase pe lui de la mine, credință și cu iubirea că este în Iisus Iisus. Tu vezi ce îi zice? Și ideea e că ei erau oameni superiori, știi? Dar erau și oameni obișnuiți prin biserici. Și asta este normal. Problema e când nu ești nici măcar ca Pavel sau ca Timotei și vrei să fii om superior. Și atunci iei pe aia mai normal ca tine și zici că unul așa, unul așa. Ce frate, am băut și un pahar cu vin, ce durere mi-am făcut. Înțelegi? Mai departe. Deci așa am citit Timotei. Uite, epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. Despre iubirea frățească nu aveți trebuință să vă scriu, pentru că voi înșine vă sunteți învățați de Dumnezeu ca să vă iubiți unul pe altul. Hai să mai uităm la Romani. Iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt cel dăruit nouă. Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos, de cazul sau sfinturarea sau privirea? Deci vezi, necazul, ăsta zici că e din viom, așa viom. Peste tot iubește. Și în palat, și în pârnaie, peste tot. Sau lipsa de îmbrăcăminte. În iubire frățească unii pe alții, iubiți-vă în cinste, unii altora dați-vă întâietate. Faceți-vă, asta, homosexualitatea este o problemă evreiască. Și probabil că el se referă și la evreii pe care i-au lăsat și care l-au lăsat. Zice, domnule, ea numai că vreau să mă omoare, erau și niște homosexuali. Și îi înjurau pe ăștia, pe romani, că ei, săracii, sunt familiști.
Faceți-vă părtași la trebuințele sfinților, iubirea de străini urmând. Nimănui cu nimic nu fiți dator decât cu iubirea unul față de altul, că cel care iubește pe aproape a primit legea. Iubirea nu face rău aproape, iubirea se duce în primirea legii. Dar vă îndemn, fraților, pentru Domnul Iisus Hristos și pentru iubirea Duhului Sfânt, ca vreunul cu mine să uitați de rugăciune de Dumnezeu pentru mine. Și hai să vedem și la 1 Corinteni. Bărbatul se dea femeie iubirea datorată, astfel și femeia bărbatului. Și despre cele jertfite idolilor știm că toți aveți cunoștință, cunoștința însă semețește, iar iubirea zidește. Epistola a doua. Ci precum întru toate prisosiți în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice sârguință, în iubirea voastră către noi, așa și în acest dar să prisosim. Am obosit. Și uite să mai citim în Luca. Dar vai vouă, fariseilor, că dați zecioală din izmă și din untariță și din toate legumele și lăsați la o parte dreptatea și iubirea de Dumnezeu. Pe acestea se cuvenea să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Deci zic, Emi, din punctul de vedere al lui Hristos, mai mari șanse au țiganii că stau 20 sau 70 într-o casă și n-au nici lumină, ei nu știu ce fac acolo. Dar ideea e, domnule, nu-l aruncă în stradă, pe tasul, pe copil, că e bolnav, nu. Stau acolo, o viață. Ce zic? Și cum trăiește unul, trăiesc toți. Și acum s-au mai emancipat și ei. Dar gândește-te și tu, una să stai cu toți într-o cameră, să vorbești, să ai cu cine să așa, să dacă... Și nu, ai 11 frați, dar cu 2 ești prieteni, ăla când are mâncare, îți dă. Când ai tu, îi dai tu lui, alții își dau altul. Și ai unde să stai, ai ce să faci. Iar alții, dacă părinții nu mai pot, ciao, nu te mai cunosc. Deci e ceva foarte interesant. Iar uite, de exemplu, iubirea părinților mei, mai ales a mamei, a tatălui, nu. Dar iubirea mamei mele cumva era condiționată cât de bine învățam, cât de ce făceam, ce nu știu cum. Și chiar dacă nu învățam la școală, pentru școală, că cine învață ce dă acolo, dar cât citeam, ce făceam, ce dregeam, ce... Deci asta a fost ceva foarte interesant. Pe când țiganii n-au treabă de din asta. Sau... Dau un exemplu. Nu își iubește copilul că învață mai bine sau că e la închisoare. Îl iubește la fel. E asta un fel de, și asta e un fel de normalitate. Înțeleg? Problema țiganilor că-s negri. Știi? Pentru români sau pentru oameni. Mai mult pentru români. Nu alta că, de exemplu, dacă țiganii ar fi ca nemții, ar fi cei mai de succes oameni. Și ei o știu. Ei o știu că de-aia vor să facă tot timpul să duc la oameni să cumpere copii pe care să-i crească ca pe ei, să fie ei blonzi și nu știu cum. E ceva foarte interesant. Ce fascinație au pentru chestia asta. Eu n-am treabă de din asta. Eu, domnule, asta este. Nu. Mai mult ce să zic, măi copile. Ți-am zis acum. Uite. Iar din pricina asta din Matei, înmulțirii fără de legi, iubirea multora se va răci. Apoi, Sfânta Evanghelie după Ioan. Precum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în iubirea Lui. Când am făcut cunoscut numele Tău și voi face cunoscut ca iubirea care m-a iubit să fie și eu în ei. Adică, iar din pricina mulțirii fără de lege. Iubirea multova se va răci. Ce înseamnă asta, frate? Că, uite, vezi, am înțeles ce înseamnă. Adică, tu îți dai seama, gândește-te și tu, ce e mai sigur? Să iei o nevastă de vârsta ta, care are SIDA și nu știe? Asta e cam singurul argument. Iar ori să iei cineva mai tânăr, dar care știți, bă, încă nu are SIDA. Știi?
Asta e ceva foarte serios, să zic aici. Cum să? Și asta, Iisus la asta se referă, părerea mea. Zice că vor veni tot felul de boli. Și acum, uite, a venit COVID, a venit variola mai mult. Și, cum să zic, nici nu mai merge la biserică oamenii. Da, păi să ne ducem, să ne căsătorim, așa, știi, după ani și ani. Nu? A, stai, să mai mergem la Sfânta Icon. Și mai departe. Hai să vedem ce zice și de Petronius. Arbiter Gaius Petronius, cunoscut în română, în limba română și ca Petroniu, aproximativ 27-66, a fost un om politic și scriitor latin, autor al romanului Satiricon. Bun. Arbiter Gaius, veselul arbitru. Veselul arbitru. Bun, sau arbitru veselie, a bucuriei. Bun. Hai să vedem ce ne zice aici. Uite mă, ci că s-a păstrat cât de cât din roman, da? I-am citit Trimarchiul. Să știi că s-a făcut și film. După vreau să-ți mai spun ceva, toată lumea zice, vai că nu știu ce se întâmplă, vai că nu știu ce. Băi, s-ar putea ca oamenii să revină la normalitate, că tu nu știi ce se întâmplă, poate tu știi, ce se întâmplă înainte de Sigmund Freud. Înainte de Sigmund Freud, ce se întâmplă prin toată lumea, deci când oamenii habar n-aveau cine, erau sfinți. Deci ce fac sfinții, bă. Hai să vedem aici, deci așa. Caut lista de personaj, uite aici. Ehe, să-ți bașa, ce zice ăsta aici. Deci eu spun ceva, că Giton n-avea 16 ani. Ce să mai zici, frate? Ca să nu mai spun că dacă citești aici despre personaje, cam așa e toată arta de după, toate filmele de la Hollywood, Columbia, mai știu ce-i pe acolo, toate cu triunghiuri și din astea. Înțelegi? Iar Giton n-avea 14 ani, n-avea 16 ani. Giton era young de tot, să știi. Gitona. Bun, deci asta? Nu, să citești, să vezi ce Brașoave zică. Am citit cartea și știu. Giton era un copil, mă. Și mai este să spun ceva. Acum nu, să te ferească Dumnezeu. Părerea mea că e iad. Dar, Traian și el era, cam toți romanii erau pe chestia asta. Te ferească, uite, un om ca și Ovidiu. Și asta a fost suferința lui Ovidiu, și probabil că asta a fost motivul, pentru că Ovidiu zice, domnule, măcar scriu despre femei, mujer, sunt căsătorit. Eu am zis o iubire așa, metaforică, să citim poezie. Am nevasta mea, o iubesc, ce mă trimiți acolo? Probabil că ăla Augustus era Dumnezeu. Așa, mă. Și l-a trimis la Tomis. De ce l-a trimis la Tomis? Că Tomis a fost
legenda Tomisului că Medea, când a fugit nu știu unde, era urmărită de soț, nu știu ce. Și acolo și-a tăiat doi copii, ca să oamenii să sperie, să îngroape și ea să fugă, nu știu, acolo, la Luna de Aur sau nu știu unde. Și ideea lui, domnule, dacă mai scrii poezii și le trimiți, o să le tai cum a tăiat Medea copiii, o să-ți tai copiii, a zis Augustus. Cam asta era ideea. În sensul că ești îngropat de viu, ești terminat, ești ca Antigone. Bun. De Satiricon, Satiricon liber. Or Satirica. Nu. Și aici îți arată niște ilustrații, de zici că... Amin. Ok. Așa. Hai să căutăm. Okay. Ei, dacă Giton avea 16 ani, gândește-te și tu, crezi că îmi țineau cartea la index atâta. Eu am scris cam din 2015, cred. 2015, 2014, 2015, despre Giton. Și tu crezi că la 16 ani îi deranja pe ăștia? Pe ăștia, episcopii ăștia. Bun, bun, bun. Ce se vede? Deci, acum vreau să vorbesc puțin mai departe și vreau să spun ceva. Vreau să dezvolt o teză că există un fel de vârstă, Giton, și eu am avut-o. Și atunci, efectiv, simt nevoia unui ajutor și merge în stânga, merge în dreapta. Și nu te ajută nimeni de obicei, știi? Oricum, eu sunt un mare filozof. Bun, ok. Hai să căutăm pe Giton. Aici. Hai să vedem ce înseamnă. Nu, no. Uite-te și tu. Deci, Giton sau Gitan. Deci, existau Gitani, nu? Și cum se mai spune? Existau înainte de venirea țiganilor. Apoi, țiganii au fost numiți Gitani, fel de mic cerșetor, nu? A fost numiți, acum mă ascult, vorbim despre Petronius. Era un fel de mic, au venit țiganii și s-au amestecat cu gitonii antici. Și apoi s-a păstrat sensul pentru gitani, dar toată lumea știe că gipsi vine de la Egipt. Ce legătură au țiganii cu Egiptul? Știi? Mama spunea că a stat un pic prin Egipt înainte să vină la noi. Este ceva absurd. Cine știe ce-o fi zis și mama. Și vreau să spun că deci gitan, giton, înțelegi? Cuvântul țigan sau gitan mai este cuvânt pe care l-a creat sau l-a folosit, așa a fost argou pe vremea lui Petru și Petronius și Pavel, giton. Și însuși Iisus Hristos, ce zice? Deci, cu
cu gitonii care stau prin piețe și zic, v-am cântat de jale și n-ați plâns, v-am cântat de bucurie și nu ați bucurat. Și Iisus nu zice, vedeți că pe gitonii ăia trebuie să executați. Nu zice chestia asta, foarte interesantă. Mai mult ce să zic. Asta este, deci... Este foarte interesant acest proces de la argou antic, se ajunge la după 1200 și ceva la termenul ăsta. Deci probabil că erau desperiat țiganii ăia când au venit. Mă scuzați, cum o fi umblat ăia pe la 1200-1300 prin România? Ca să nu mai zic că i-au luat pe țigan la mănăstiri, că s-au fi speriat de ei. Și că oamenii ăia, Mircea cel bătrân și Ștefan cel Mare și toți ăia când au văzut pățânea. Îți dai seama că e istoria noastră, nu? Sau, de exemplu, cum se uitau poate românii din Ardeal la nemții de la Sibiu? Și cu ce umblau atunci oare nemții de la Sibiu? Sau când dacă ajungea vreun român prin Rășinar sau prin Sibiu sau acolo și vedea casele alea și așa, zicea că sunt toți la el în sat, zicea, am fost la împăratul, am văzut acolo la împăratul. Mă. Au făcut ziduri, mă, cum era odată la noi. Bun. Că și nemții ăia nu au venit pe degeaba la noi. Mai mult ce să zic. Și apoi, giton ăsta mai e un termen. Jude. Jidan. Mă scuzați. Mai vorbim filologic. Deci este ceva... Știi? Și ce mai vreau să spun? Uite, apoi avem vocabula G. E foarte interesant totul, nu? Uite. Iar femeia a zis, șarpele m-a amăgit. S-a măgeau ăia mă. Ce zice mai departe? Fugit. Deci avem în Geneza 3, șarpele m-a amăgit și eu am mâncat. Ce zice aici, frate? După aia. Iar ceilalți au fugit în munți. Necăjit. Și Sara a necăjit-o și ea a fugit de la fața ei. Uite, și Avram a zis către Sara, iată slujnica ta în mâinile tale, fă cu ea ce-ți place. Și Sara a necăjit-o și ea a fugit de la fața ei. Fugit, fugit, ieșit. Uite, ieșit. Nu, înțelegi tu? Prelungit. Deci vezi, avem acest sufix, jit, jit, toate astea care înseamnă ceva, plus contextul. Deci, probabil că Iisus a venit să ne arate căile sale, drepte. Nu, eu, ce să zic, ca întotdeauna, pentru ce zic, mor. Amin.